Bună, dragi prieteni! Din nou despre COVID. Știința evoluează, informațiile curg. Virusul ăsta se modifică. Ca orice vietate, de fapt, sursa variabilității în natură este mutația, adică imperfecțiunea copierii. Asta este mutația. Vă dați seama că dacă îmbătrânirea este o imperfecțiune a copierii ce generează copie din copie, copie din copie să se piardă și să se denatureze informația, în cazul mutației sunt modificări punctiforme, ce generează avantaje sau dezavantaje pentru specia respectivă. Organismele mai complexe fac și recombinare. Virusurile, în general, nu. Virusul viral face, care are materialul genetic fragmentat. Dar, în general, virusurile se bazează pe această mutație, evoluția lor. Și mai am un avantaj. Este vorba de intervalul foarte mic între generații, ce duce ca, într-un timp relativ scurt, aceste mutații să conteze. Noi, oamenii sau organismele superioare, n-am putea trăi doar din mutații, ci apar mult prea rar. Reproducerea noastră fiind interval între generații foarte mari. Și, în consecință, ne bazăm pe recombinare. Recombinarea între perechi atunci când se formează acestea și când se generează prin sexualitate sau prin interpretarea sexuată, se generează variante noi, ca urmare a recombinării. Dar având ca bază mutațiile, materialul genetic. Virusul ăsta a făcut vreo 20 de mutații în acest an, 2020, mai multe în ultimul an, în ultimele luni, fiindcă a avut mai multe șanse. Cine spune că face una, două mutații pe lună, greșește. Nu e așa. Face un număr de mutații ce depinde de șanse. Și șanse înseamnă un număr mare de persoane infectate. Nu sunt la fel în martie, nu sunt la fel cu decembrie. Și, în consecință, mutații mai multe au apărut pe sfârșit de an și pe cel în decembrie, septembrie, octombrie, decembrie. Uite, în septembrie, mutația Kent, mutația tulpina englezească. Unii dintre englezi sunt supărați, spun că n-ar fi apărut la ei. Aceeași mutație, aceeași modificare a unui aminoacid din domeniul de fixare a proteinei Spike, 501, a apărut și în Africa de Sud la o lună după aceea, fără să aibă o origine englezească. Iar la 2 luni după aceea, în decembrie, apare și în Brazilia aceeași mutație. Bine, dar în Africa de Sud a mai venit încă una, foarte, foarte periculoasă. Vă spuneam cu câteva zile în urmă că studiez foarte mult această mutație 484. Poziția 484 de pe domeniul de fixare, care înlocuiește un acid glutamic, ce reacționează acid și este plăcut anticorpilor, cu un alt aminoacid bazic care se comportă ca un săpun și care nu este plăcut anticorpilor. Și anticorpii nu prea au afinitate pentru acest aminoacid. Ceea ce generează, cel puțin teoretic, așa s-a gândit în decembrie, ianuarie, că cel puțin teoretic ar genera o problemă și s-au apucat să cerceteze oamenii de știință. La început cu anticorpi monoclonali, cu serurile de la pe care le-au disponibile în serurile hiperimune, apoi serurile de la bolnavi hiperimune. Și ce au constatat, nu cel din plasmă, și au constatat că activitatea de seroneutralizare pe tulpinile virale menționate cu 484, cu mutația asta la 484, este mai mică, de până la 10 ori. Mult. Apoi, Janssen, prin subsidiarul Johnson & Johnson, care face un vaccin cu o singură doză inoculantă, ca să aibă niște siguranțe, elemente de siguranță suplimentare. Primum non nocere. Asta, a doua doză, îngrijorează pe unii pe alții. Și, în consecință, merg cu o singură doză. Janssen au încercat și cu două și cu una. Au zis că este suficientă una. Bravo lor, au testat asta. Au testat în Statele Unite și în Africa de Sud. Și au constatat o diferență importantă între rezultatele obținute în Statele Unite față de Africa de Sud. Cam 20% mai jos ca eficacitate în Africa de Sud. Și nu au avut persoane cu HIV-SIDA, ci pur și simplu au avut multe persoane cu tulpina nouă. Apoi au testat și alții care fac vaccinuri acolo, care fac vaccinuri în America și care se gândesc să facă o proteină cu rol vaccinal. Novavax se numește compania.
și care, de asemenea, au rezultate mai slabe obținute în Africa de Sud. Ceva în 70% în America și 50% în Africa de Sud. Iată că și în laborator, și clinic, mai nou și AstraZeneca a transmis informația că vaccinul este mai puțin eficient asupra tulpinii sud-africane. Tulpina sud-africană care are această modificare și care se mai găsește și pe tulpina braziliană. Tulpinile braziliene. Că nu este o tulpină braziliană, sunt câteva, două deocamdată, pe unul, pe doi tulpini braziliene. Și iată că ne îngrijorăm un piculeț vis-a-vis de aceste tulpini, fiindcă ele apar în contextul în care virusul începe să fie selectat sau selecționat, mutațiile să fie selectate, în condițiile existenței unei imunități postinfecțioase sau vaccinale. În aceste condiții se pot selecționa teoretic tulpini care generează o structură hidrofobă sau o structură ce are o fobie de anticorpi și ca la, asupra căruia imunitatea umorală nu merge la fel de bine. Nu înseamnă că nu merge deloc. Nu merge la fel de bine. Și apoi nu există doar aceasta. Există și imunitatea celulară, deci celulele care au rol efector imunitar și care citotoxice și cele care pot de asemenea să introducă în povestea răspunsului imun și rolul lor. Și nu e neapărat grav, dar este serios faptul că apar tulpini în contextul rezistenței, în contextul rezistenței la imunitatea imunomorală, adică imunitatea cu anticorpi.